un teren care arată foarte bine. Da, e extraordinar că se investesc în baze sportive. Am spus mai devreme că în ultima perioadă au dispărut foarte multe astfel de terenuri, sau chiar maidanele, unde înainte copiii ieșeau să joace și toți am crescut și eu tot de acolo am plecat, de pe Maidane, nu de la Calafat. Acestea au dispărut și este important în momentul în care se investește, se construiesc baze sportive. Este important să construim baze sportive ca să nu ajungem peste ani de zile să construim spitale, să devenim o națiune bolnavă, o națiune care a uitat să facă sport, o națiune care nu-și mai trimite copiii la sport, trebuie să-i scoate din fața calculatoarelor, care sunt importante, însă sportul, din punctul meu de vedere, este cel puțin la fel de important ca și școala. V-a trecut supărarea după meciul Chindie cu Juventus? Eu am maturitatea necesară după atâția ani de activitate sportivă să înțeleg anumite lucruri și să le și depășesc. Am depășit eu momente mult mai dificile decât eu știu, un egal făcut acasă de echipa noastră. Încă de la început, când a venit la Târgoviște, le-am spus jucătorilor că nu o să fiu niciodată supărat pe rezultate. Rezultate care se obțin sau se pierd cu atitudine corectă. Ceea ce m-a deranjat foarte mult și le-am spus-o și în această dimineață băieților, am fost la ei la stadion, că nu o să accept niciodată o manieră de abordare a unui meci așa cum au avut-o ei. Pentru mine este mult mai important acest lucru decât rezultatul, pentru că în momentul în care o echipă are atitudine și pe deasupra are și valoare, cum noi cred că avem jucători care au o certă valoare, este, rezultatele negative ar putea fi numai întâmplător. Deci acesta este lucru care pe mine m-a deranjat și l-am spus și băieților. Dar nu mergem înainte, bineînțeles, nu este un capăt de țară, este un rezultat negativ. Vom sta acum duminică pentru că să jucăm la echipă care la Tudor, care s-a desfințat, după care sperăm ca la meciul de acasă să reușim să câștigăm și să dăm o altă față. Lucru care mi-a părut cel mai rău este faptul că au fost foarte mulți oameni în tribune, s-au comportat ca întotdeauna exemplar. Eu întotdeauna am avut numai cuvinte de laudă față de publicul târgoviștean, pentru că de când am venit eu la Târgoviște au avut o atitudine impecabilă. Și chiar și acum, când poate aveau dreptul să aibă o anumită reacție puțin mai dură, nu? S-au comportat civilizat, s-au comportat extraordinar și chiar până la finalul meciului au fost alături de echipă. Era normal ca odată cu terminarea meciului să aibă o anumită răbufnire, dar pe foarte puține stadioane am văzut oameni civilizați și cu atitudinea de pozitivă ca la Târgoviște. Vă așteptați sincer la altceva sau la mai mult de la Flaviu Stoicoianu în etapele astea 4? Nu mă așteptam nici la mai mult, nici la mai puțin. Un antrenor ca să facă treaba are nevoie de timp, are nevoie de să-și cunoască jucătorii să-l înțeleagă, însă nu ai nevoie nici măcar de antrenor la un meci de acasă contra unei echipe din subsolul clasamentului pentru câștigi. E o chestiune de orgoliu, o chestiune de atitudine și nimic altceva. Apropo de stadionul ăsta, o să joace și Chindia aici? Chindia doresc să joace pe stadion pe care îl vom face, pe nou stadion care îl vom face și eu țin foarte mult, mai mult ca la orice, la acest stadion care să-l construim la Târgoviște. Sincer, am avut un sentiment de invidie pozitivă când am venit și am spus domnului primar că e un sentiment de invidie pentru că este o bază frumoasă, e o bază care arată bine și pe mine lucrurile astea, această invidie pozitivă mă ambiționează. Ați luat vreo măsură de sancțiuni pentru pecuniare împotriva echipei după rezultatul de acasă? Nu facem aceste lucruri. Eu vreau ca ei să se autopedepsească, să aibă o altfel de atitudine față de antrenamente, față de joc. Nu pot să ai o atitudine, ce să le facem, să le tăiem din bani, să le facem mai multe antrenamente. Este o chestiune de orgoliu care eu sper să aibă o reacție pozitivă și la meciul următor să vedem cu tot și cu tot o altă față. Și când vorbesc cu o altă față nu mă refer neapărat la realizările sportive, ci la atitudine. Domnul președinte al Consiliului Județean a spus că nu le-a mai dat niciun bani până nu ajung la plusurile adevăr. Da, la supărare se pot spune multe lucruri, însă noi am întotdeauna ținut de graficul pe care l-am stabilit cu dâns și cu echipa. Nu cred că așa se rezolve lucrurile. Trebuie să muncim mai mult decât am făcut o etapă înaintea meciului de acasă cu Juventus. Să muncim mai mult, să fim mai serioși și o să vedeți că lucrurile o să arate altfel.
Domnul președinte Mihai Neguț a anunțat pentru miercuri ora 16 o întâlnire cu suporterii, echipă, suporteri într-un cadru prietenos. E un lucru minunat. Este un lucru fantastic. Această simbioză între jucători și între club, de fapt, și suporter trebuie să existe. Și eu am simțit-o încă de la început. Am spus mai devreme că atitudinea publicului la Târgoviște a fost impecabilă și este bine că s-a gândit la acest lucru, pentru că acest grup ar putea să se extindă și să facă parte și publicul din el, cum este și normal. Își va muta chindia baza de antrenament la Nucet? Avem, putem anumite discuții cu cei care țin baza. Eu am avut acum 2 săptămâni o întâlnire cu reprezentanții Petrom pentru a închiria baza Petrom de la Târgoviște. Am avut un răspuns pozitiv din partea dânșilor. Se lucrează la contractul de închiriere al... La Petrolul. Petrom, e baza Petrom. Petrolul Târgoviște, da. Da, este baza Petrom și am primit un accept inițial din partea dânșilor, lucrăm la contract, sper ca să, în scurt timp să putem să intrăm cu echipele și de junior și echipa mare să facă antrenament în acea bază. Bineînțeles că este mult de lucru acolo, este de investit, dar este un pas. Da. Se presupune că la vară se va schimba ceva politica aici sau se presupune că nou președinte Florin Popescu nu va mai câștiga un nou mandat. Veți continua eventual cu USL, cu opoziția? De foarte mult timp aș vrea să-mi puneți întrebarea asta. Era inevitabilă. Chiar eu când am venit la Târgoviște am venit la rugămințile domnului Florin Popescu și îl cunoșteam pe dânsul. Și am acceptat cu foarte, foarte mare greutate să fac acest lucru. Eu, credeți-mă, nici nu știu ce candidat sunt la Consiliul Județean sau la primărie. Mă pune să vă dau un răspuns pentru că nu știu cine sunt ceilalți candidați. Habar n-am. Mă așteptați alegerile, să vedem cine câștigă și după aia putem discuta de acest lucru cât doriți. Dar, repet, de foarte mult timp așteptam această întrebare. Să presupunem că se va schimba ceva. Deci, nu știu cine sunt, dacă îmi spuneți dată cine sunt ceilalți candidați, nu îi cunosc. Nu contează. Președintele la Consiliul Județean, Adrian Țuțuianu, la USR, la primărie, Gabriel Cozav. Nu contează, până la urmă, cine sunt. Dacă nu mai este actuala guvernare, e posibil să plecați de la Târgoviște? E posibil. E posibil. Nu-i cunosc, pentru că ca să faci un astfel de proiect, trebuie să ai încredere în oameni. Ca să ai încredere în oameni, trebuie să-i cunoști.